mic. Vezi, mă, Andreea, așa ai venit și tu. Ai venit, ai dansat, da, și te-am angajat. Acum, în seara, fix în seara în care pleci, vine Miki, bă, băiatul. Ăsta e un destin. Cum adică pleacă? E, pleacă, se duce la Costinești. Are job la Costinești? Știu de când era mică. De când era ea mică? De când eram și eu mică. Am înțeles. Adică sunteți cam de o seamă, cred. Cred că sunt un pic mai mare. Ești tu un pic mai mare. Aha. Fac 29 de ani, bătrână deja. 29? Da. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Puțin mai mare. Hai, mă, 29, mă, băiatră. Mă, ce singură mă simt aici. Stai, frate, linișită, că uite, ești cu noi, noi suntem cu pozele alea. Nu? Aici au, asta-s eu. Mamă. Mamă. Asta ești tu unde? Da, chiar eu sunt, la un shooting. Asta mi-am dat seama. Foarte mișto. Pentru Instagram? Păi, sursa, aici nu eram la un shooting. Aici după shooting. Aici a fost. Da. Aici aveam COVID. Serios. În poza aia chiar aveam. M-am arătat foarte bine la COVID. M-am fixat atât de tare, încât am început să mă machiez, să fac TikTok-uri, să... A, de aia aveau 21 de centimetri. Ia, dă-napoi la aia, da. Ca să vedem. Se poate merge pe ei? Da, se poate. Dar dacă ai de la picat... platforma aia, da, tocul de fapt cred că are 10. Da. Da, e adevărat. Eu am văzut-o mergând pe ele la emisiune. Uite, pe asta nu pot să merg cu 21. Eram acolo, da, am văzut-o. Pe așa ceva, nu. Stai că l-am așa, o luăm cu ușurelul. Deci pasiunile tale și dansul, dar și motociclismul, nu? Da. Bine. Și căpițele de fân, mă rog, mai mult. De... Din motociclism uite, nu câștig uite, frate, și bani. Da, mă, da, e și platforma. Adică nu numai e tocul de 21, dar așa e. Dacă tai de acolo, s-ar putea să fie chiar mai puțin. De... Da, s-ar putea să poți să mergi și tu pe ele. Bă, că vrei facem un exercițiu. Zi, cum îl cheamă din Bulgaria? A zis, da. Dacă nu era platforma aia, sunt dacă Michael Jackson în smuți. Invers. Aba nu, da, corect că e spre în față, da. Deci dans sau motociclist? Sau și una și alta? Dans. Da. Clar îl practic mai des. Facem ca la Oracol. Dans sau motociclist? Motociclism e o pasiune așa, pe termen scurt, pentru că nu ai decât vara. Păi, mă rog, în România e pe termen scurt. Depinde cât ține vremea, dar dansul din asta câștig bani de 10 ani deja, adică e pasiune și meserie acolo. Motociclismul e doar... Pasiune... Să mă simt eu liberă într-unele momente. Ai nevoie de adrenalina aia, de viteză? Da. Da, îmi place mult. Nu știu ce se întâmplă în fiecare an. Lăsați-o mai ușor cu viteza. Da, a avut și două accidente. Am avut și două accidente foarte ușoare. Încă e printre noi, de asta zic. Exact. Au fost ușoare, de obicei. Și că există motocicliști care n-au căzut și or să cadă și motocicliști care au căzut deja, adică nu există să nu cazi. Bă, da. Teoretic, acum am auzit cazuri. Să te și ridici. Să nu te ridici. Așa că m-am bucurat când am căzut prima oară. Zic, gata, ăsta să fie că e ușor, e ok. Eu întotdeauna m-am gândit cum ridici motocicleta aia. Care asta are... nu știu nici eu, că nu mă ridic pe o roată, nu fac nebunie. Nu, după ce ai căzut. Nu, după ce cazi, cum o ridici. N-am înțeleg ridicat. Că e o tehnică, nu? Na, e pentru o că tehnică. Ea are 500 de kg, cât are o motocicletă? Nu. Asta de viteză, cum am și eu. A mea, de exemplu, are 174 de kg. Da. Ah, ok. Una mai puternică are undeva la 200-215, depinde de motocicletă. Chopper-ul are 500-600. Asta zic. Ăla cred că nu-l mai ridici. Deși înțeleg că e o tehnică pe care, dacă o folosești, poți ridica așa ceva de unul singur. E o tehnică pârghie. Chiar și pentru fete foarte minione. Da. Dar ce, cu ceva? Ții ghidonul, nu știu cum. Sau nu, trebuie să o ridici cumva de aici, știi? Când, să nu te chinui să o ridici așa, că nu merge cumva de aici cu tot cu short. Ah, ok. Doar că eu n-am tupeu să încerc pe motocicleta mea, pentru că da, am cumpărat-o nouă săraca și n-am chef să o trântesc. Că există posibilitatea să o scap și pe partea cealaltă când o ridici. Exact. Nu știi cu ăla care și-a rupt picioarele în prima zi de condus pe motocicletă? S-a suit pe parte, așa, a căzut cu ea pe partea la altă peste picior și a făcut triplă fractură. N-a reușit să mai plece. Se întâmplă. N-a mai reușit să plece. La primul drum s-a suit pe motocicletă pe parte, a picat pe partea la altă cu ea peste el. Și și-a făcut triplă fractură. Asta a fost al doilea accident al meu, dar am avut noroc că n-am avut viteză, a intrat exact în față, dar m-a lovit pe dreapta și am și scăpat-o, n-am mai putut să o țin, față de primul accident unde am rămas acolo. Aici e primul? Nu, cred că n-are poze cu accident. Nu am. N-avea sens. Ăsta e primul accident. Așa a căzut după motocicletă. Primul accident așa a fost. Așa se ridică motocicleta. Gen. Ar merge poziția asta. Dar n-ai avut fracturi sau chestii? Nu. La primul accident tibia am umflat, la al doilea am căzut în picioare, doar că motocicleta mea a fost taună aproape.
Doar că am avut noroc că n-a fost din cauza mea și n-am. Da. Asigurările. Da. Bă, da, ai grijă. Mai ai grijă, o lună, două, că după aia să termine. Este. Am prieteni foarte mulți motocicliști și povestesc lucruri care nu se pot povesti la televizor. Mers de la, te ridici, nu mai ții mâna pe ghidon și iei tot vântul ăla în față. E, mă rog, e frumos. Asta o fac și eu. Da? Da, da, doar atât. Dar n-ai voie. Nu, sunt ok, sunt cu mințică în trafic, nu... Mi se pare îngrozitor. Știi că sunt oameni care mergeau în Grecia acum cu motocicleta să mergi 13 ore, nu știu, până de cu motocicleta, mi se pare... O să mergi toată Europa. Dacă... Cred că fac opriri, sincer. Normal. Adică îmi plănuisem și eu la un moment dat o vacanță de genul tot în Grecia să mă duc și mă uitam exact unde aș putea să mă opresc să dorm. Cu astea de viteză, mai mult de 3 ore nu mergi oricum, pentru că sunt foarte incomode. Trebuie să faci foarte multe opriri. Te rupe la spinare, mă întreabă, nu? De ce nu mergi la job cu motocicleta? Că faci mai puțin. Nu fac mai puțin, pentru că opresc foarte des. Da, normal. Nu poți să te strecori atât de mult printre mașini cât okay, ai vrea. Ok, te strecori, dar după aia, da, la drum lung, ce să te mai strecori? Că merg și mașinile la fel de tare, așa. Adică... Ei, să gândesc că dacă e de viteză, mergi cu 300 la oră, dar nu trebuie să te supui acelorași reguli. La noi, pe drumurile noastre? Pe autostradă, să zici, dar nu. Atâta. Nu, voi n-aveți același limită de viteză, da. Normal. Tot 130. Normal, dar a mea nici nu prinde. A mea prinde 180 ceva maxim. E motor mic. E frumos. Da, zic, nu ajungi nicăieri mai repede. Te oprești, ți-e cald, ți-e sete. Bă, da. Nu e ca în mașină, unde ai tot confortul, aer condiționat, mai fumezi o țigară, îți mai eu nu înțeleg cum stați cu casca aia la 40 de grade. E greu, greu. E infernal. Că hai să zici că pe la cor mai bate vântul. Criticați că nu poartă geacă sau așa, mai ales prin București. Nici eu nu port tot timpul. E imposibil sunt să alea fac de un vară. Drum de 20 de minute cu motocicleta și să-mi iau geacă pe mine. Dar nu sunt alea de vară, gen plasă și doar cu... Sunt, dar tot. Bine, transpir oricum cu orice și cască în cap și cu orice, nu poți să mergi așa. Da, da, nu e neapărat un... Deci de-aia zic, nu e ceva confort, extra, confortabil. Da. Dar cu un chopper, da, e frumos să pleci. Pe ăla stai, eu am mers doar pasager, așa. N-ai nicio treabă, stai pe telefon, faci ce vrei tu, citești în spate acolo, dacă ai un conducător ok. Da, 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 da. Uite, asta n-am mai văzut până acum, un pasager pe motocicletă citind. Da, mă, da. E, mai sunt alea mari. Îți fac foile așa. Mai sunt alea care în spate stai ca în... Da, 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 cu cafeluță. Într-un fotoliu, efectiv. Într-un fotoliu, da. Adică nu... Am văzut până în America multe în alea. Foarte șmechere. Cum a fost la Stand Up Revolution? La Stand Up Revolution? Nu, un moment drăguț. Uite, că acum îmi pare rău. Au fost atenți la glumele tale? N-ai trecut mai departe. N-am trecut mai departe. Dar l-ai scris tu? L-am scris eu, ajutată de un prieten. Toate glumele sunt făcute pe seama experiențelor mele din viața mea. Păi așa e cel mai bine. Toate. Tot da. Ce... Bine, nu sunt chiar mioapă, dar, de exemplu, nu vă la distanță, am mai avut niște glumițe din astea, dar, da. Na, le umfli un pic. Cum da, trebuie. Normal, da. Și, mă rog, acum chiar mă gândeam, zic, mamă, trec mai departe, ce text mai fac? Ce text mai fac? Deci, într-un fel, e bine ceva. Că n-ai trecut, e și rău că ți-a plăcut, dar... Na. Poate îmi dădeam silința mai mult, vezi, poate nu. Uite, tu n-ai scris pentru ei? Ba da. Îți scria Andreea un text. Am scria și el un text, da? Păi da, scrie pentru mulți. Da. Sau mă rog, le perie. Nu, la stand-up era o echipă întreagă de scenariști, eram mai mulți. Da. Da, știu. Îi păi dai ideea și poate face, da. Evident. Poate sezonul ăla. E, na, n-o să insist pe treaba asta, de adică ce nu? Nu este ca apariție, ești o apariție, adică nu... Păi da, dar nu mă ocup cu treaba asta. Bine, nu e niciodată timp pierdut, da, că sunt exact. Care s-au apucat și de stand-up și de alte meserii și după 40, după 45 de ani, nu are importanță. Da, nu știi de unde, dar, unde poate sări iepurele, da. Zic, nu știi de unde poate sări iepurele, da. Poate să mai încerc. Ai spus nu că știu, jobul sigur. Tău e de dansator profesionist. Unde? În cluburi sau cum? Dansez în cluburi, la artiști, videoclipuri. Ah, videoclipuri sunt. Cazinouri, toate evenimentele posibile. Nu prea dansez în București. Nu credeam că ai un loc anume unde te-ar putea vedea, nu știu, cei nu. Care vor te vadă acum. Permanent nu. Permanent, da. Nu vreau să lucrez permanent nicăieri. Adică n-ai exclusivitate pentru nimeni. Libertatea aia. Îmi iau jobul când vreau eu. Am în rest, dacă vreau să stau acasă o zi, stau acasă o da, zi da, și gata. Da, nu da. Mă obligă nimeni să mă duc nicăieri. Că sunt cluburi mari unde, într-adevăr, poți dansa, uite, o vară întreagă sau... Da. Nu. Nu, nu. Și am 29 de ani, fac asta de 11 ani. Înțeleg.
serios. Da, zic, înțeleg, corpul, la un moment dat obosești, nu reziști. Nu mai reziști șapte zile din șapte să dansezi. Chiar nu mai reziști. Când eram un pic atunci în forță, când am început, da. Repet, înțeleg, am fost două nopți la nevârsii și nu mi-a revenit nici azi. Adică, și bine, eu, și nopți până la șapte dimineața, dar tot 49 de ani scrie la mine în buletin. Mulți înainte, chiar mulți să rămână la fel. Chiar dacă ai impresia că ești, mamă, ce verde mai sunt. Da. Bă, nu. Și atunci înțeleg perfect, să stai seară de seară, e exact, totuși. Nu mai rezist. Și nu stai la un șpriț. Trebuie să